Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă lecție de limba germană. Astăzi vom învăța verbele senzoriale, adică cele cinci verbe care corespund simțurilor noastre. Primul este sehen, a vedea. Și vom face exemple. Din nou, sehen, a vedea. Sie sehen nichts. Sie sehen nichts. Ei nu văd nimic. Ich sehe etwas komisch. Ich sehe etwas komisch. Văd ceva ciudat. Eu văd ceva ciudat. Es war kaum etwas zu sehen. Es war kaum etwas zu sehen. Nu mai era aproape nimic de văzut. Următorul verb senzorial este hören. Hören. A auzi er hört dich nicht er hört dich nicht iel nu te aude hörst du mich hörst du mich mauz man höre auch die andere seite man höre auch die andere seite se aude și în partea cealaltă Altreger Verb sensorial ist Schmecken. Schmecken. A Gusta. Schmeckt es nicht gut? Schmeckt es nicht gut? No are gust bun. Das Essen schmeckt wirklich gut. Das Essen schmeckt wirklich gut. Mâncarea are Gust forte bun. Schmecken Sie es? Schmecken Sie Gustați asta? Următorul verb senzorial este tasten. Tasten. Înseamnă pipăi. Ca adică simți. Er tastet nach der Taschenlampe. Er tastet nach der Taschenlampe. El pipăia după lampă, adică căuta lampa. Ich taste in der Dunkelheit nach dem Lichtschalter. Ich tastete in der Dunkelheit nach dem Lichtschalter. Eu pipă în întuneric după întrerupător, adică caut în întuneric întrerupătorul cu mâna. Thomas tastet nach seinem telefon. Thomas tastet nach seinem telefon. Thomas vșbăiat după telefon. Și verbul cu numărul 5 este riechen, a mirosi. Ziricht blumen. Ziricht blumen. Ia miroase flori. Das Essen riecht sehr gut. Das Essen riecht sehr gut. Mâncarea miroase foarte bine. Și ultimul exemplu, du riecht seltsam. Du ești zelțam. Tu miroși ciudat. Cam atât a fost pentru astăzi. Dacă vă plac lecțiile mele, puteți să dați subscribe, like. Ce vă este mai simplu pe mine mă ajută acest lucru. Ne vedem și la lecția următoare. Până atunci, spor la treabă. Cius!